Salut! Astăzi vom continua playthrough cu Demon's Souls. Pe Demon's Souls. Am jucat ieri, am înregistrat mai multe videouri, dar din nefericire le-am pierdut și trebuie să reînregistrez. Am făcut un caracter nou și am ajuns până în punctul în care îl lăsasem în prima parte. Adică acum rămâne să ne sinucidem pentru a nu schimba tendința lumii. Să o facem mai grea. Când murim în zonele în care în care ne deplasăm. So, let's kill ourselves. Am uitat, bine ați venit pe Cyber Playground. Numele meu este Alex și hai să rupem niște demoni. Le rupem ficații. Unde să mergem, unde să mergem? Aici am fost și am bătut un boss. Haideți să încercăm să mergem, să ne luăm o armă foarte bună. One of the best weapons in the game. Mai ales pentru clasa pe care am ales-o. Să sperăm că nu ne rupe, să nu zic, curu fundurile. Acești NPC-i. După Skeletor. Da, mă, băiete, ia aici. Rectal exam. Ia că ți-am dat. Ți-am ruficat. Să vină și ăla, să nu îi luăm pe toți. Să murim. Ca fraierii. Ce scheme are nebunul. Țin să menționez că dacă eram mai deștepți și aveam niște arme care dădeau blunt damage, zicem că aveam un topor sau un buzdugan, am făcut toată zona asta foarte, foarte, foarte ușor. Pentru că acești scheleți sunt foarte sensibili. Sau putem încerca cu pumnul. Și pumnul dă blunt damage, să vedem cât de mult damage dăm. Haide, boss. Uite-l pe ce săgeți el. Oh, deja e mai bine. Da. Ce situation? Mânie. Let's go fist some motherfuckers. Tot ce iese în cale. Și acum ăția ăsta, ăia s-au ridicat, fac pe șmecherii. În tandem.
Să lutăm tot. Pă... M-am uitat la câteva videouri cu jocul lansat pe PS5 de către Bluehole, refăcut. Clar, jocul e în mare parte un reskin. Dar ce bine arată skin. Animațiile sunt mult îmbunătățite, sunetul, nu mai zic cu sunet, da? Grafica. În schimb, mecanicile au fost copy-paste. AI-ul. Damage-urile și toate astea. But those animations, those damn graphics, arată minunat. Ia să vedem unde... Piu. Hai să-l spargem pe băiat în freză. Uite-l. Să-i dăm... Mamă, dar ce demegea nebunul. Sper să nu-l apuce nebuniile. Să nu înceapă să se învârt. No, hai mă că l-am spart ușor. Soul Remains. Soul Remains este un item care îl folosești să demenești alții Soul Stars, adică muritor de foame. Mumelă pentru NPC-i. Gata, avem cea mai bună armă din joc pentru build-ul ăsta, fără să mai testăm alte chestii, fără să upgradăm, fără să... Fără să ne mai chinuim, ne batem cap cu alte iteme, tot. Dacă de complicăciuni. Ia să vedem. Să luăm cheia. Iron key. Sau e copper key, de fapt. Ula la. Yes. Mai e și o schemă aici. Nu știu dacă merge. Aproape. E un exploit. Și ai trecut. Și am ajuns și ne-am luat inelul. Generator's Ring. Asta e foarte bun pentru build-urile de paladin. Care... Folosesc ca iteme de regenerate life. Să vedem ce facem acum, că nu m-ați blocați. Multe suflete. Aha, acolo e bus. Dar nu vrei tu să stai departe? Magia e cam overpowered pentru PvE. În PvP nu știu ce să zic, nu este la fel de puternică. Moongrass. Hmm.
da, da, trage continuare. Cum ieșeam de aici? Asta e secretul. Cred că tot pe aici. N-aș vrea să merg acum la post fără să nu... Da, a murit pe acolo băiatul, a? Perfect, acum hai să ne întoarcem. Hai, mergem la post, dă-l în morți. Îl batem, îl frigem pur. O țap. Ia să te... Pam, pam. Așa. Tot ce trebuie să faci la buff-ul ăsta e să-i lovești arma. Până cade. Până după, îl dai la pas. Nu e foarte dificil. A căzut în tavan și și-a înghiat singur. Și-a rupt sabia mea. Și ăsta-i tot boss. Incroyable. E incredibil de dificil, n-am ce să zic. Acum putem avansa, putem... periculos, periculos! În catacombe. Catacombele-s nasoale. Pentru că... dă poste. Ceva ce se numește... Necromancer sau ceva de genul. Așa că l-am bătut pe boss, avem suflete, hai să creștem în nivel. Unde este maidenul? Mamă, da. Bine camuflată mai este. Thou seeketh soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Pe unde bag mâna? Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Așa. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Deja nu mai avem suflet. Art thou the main thine? Ok, hai să vedem. Nu avem nevoie de asta. Noi n-am un hero solo, măcar de un nivel să mai facem rost. Thou seeketh then touch soul of the mind, key to life's ether. Magic power.
Soul of the lost withdrawn from its vest. Art thou done? Da, am terminat. Have you met the last surviving monumental? Da, l-am întâlnit. Those fools revived the old one on a whim. Mm-hmm. And now they've trapped us here in the Nexus. Normal, cineva trebuie să sperie după ei. Attempt to undo the mistake. It's all a travesty, if you ask me. Corect. Nimic de comentat. Hai să mai explorăm puțin zona. Am văzut că mai aveam. Pentru că am făcut skip-ul ăla cu inelul. Am ratat, cred că, destul de multe chestii. Acum arma asta clar lovește mult mai puternic. Acum am observat că îmi duc destul de multe suflete. Un scheletor de ăsta. Mitraliere, băi, sniperule. Eu cred că aș putea să vin aici să farmez. Dacă e nevoie pentru magii. Aș vrea să iau un spell. Un miracol, nu știu. Opa, acum partea nasoală e că suntem vii. Pentru că am bătut buff. Dacă merim acum, se schimbă tendința lumii. Va deveni mult mai greu să bată oponenții, dar recompensele vor fi mult mai bune. Cel puțin așa spun legendele. Eu dacă luăm cont, bravo, în sfârșit. Ia uite, m-am făcut ăla un pas înapoi și luăm cont, bun. Da. Un Vanguard Demon. Niște băieți prietenoși, oho. L-am gândit la oas. Tec. Mersi. De point. Ce kamikaze a fost ăla. A, pe aici mergem la... Sparky the Crow. You scary, give Sparky me. Give Twinkly me. Me. You. Trade.
trade. Give me sparkly, twinkly. Ideea e că aici, la cioara asta, te, te duci în inventar. Te uiți după un item ceva de genul, nu știu ce să zic. Asta, asta e cum mai trebuie să o dezechipăm. Au, au gite. Îi dăm drop. Sparkly, happy, happy. Happy, happy, joy, joy. Dai quit game și te reloghezi. Hai că repornești jocul cum are. Da, te uiți iar pe meniurile astea. Ok, ok, ok. Click. Și acum un alt item ar trebui să fie în locul celui pe care l-ai lăsat jos. White Arrow. You, Sparkly, happy, happy. More trade? Give me Sparklies. Pack of crow. Acum să ne întoarcem la aventura noastră. Perfect, să mai punem niște iarbă. Abia am fumat. Așa, mai ales că suntem cu trupul. Neașteptat. Ia hai să fugim noi de aici. Ieșim la suprafață. L-am omorât pe fraier. Păi așteptăm și companionul. Ia de aici fraier. Înghite d-astea. Ca să ne punem în sângerare. You saved me. Heavens, I can't believe I fell for that trap. I suppose I owe you now. I'm Grave Robber Blige. As thanks, I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? Yes, who couldn't? This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They've long perished, and now demons have put the souls to work. At least here you're killing things that are already dead, like skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Better than killing those poor soul-starved humans, right? Mm-hmm. Better than killing those poor... Da. Vinde chestii foarte scumpe. Un moment să dau pisica afară. Neamul ăsta înregistrează?
Da, înregistrează. Perfect. Nothing suits your fancy, well don't be too frugal. No. A bit of indulgence goes a long way. Yeah. Now let's continue on our adventure. Katana. Ce katana? Unde ești? O sparchi. Mult și astea. Hai să le rezolvăm pe gras. Ce ușor e cu magie. Nu are mapat pathway pe aici, de-aia nu poate să nu vine prea mult. Același lucru poți să faci și cu arbalete sau cu un arc, dacă nu ai magie. Range când de-a trebuit un open lucru ăsta. Țelele. Killigiu e cea mai bună armă de joc. Asta dacă stai să o upgradezi, să faci capul. Prostii de genul. Ia să mai explorăm. Dark Knight-ul acolo nu-mi place. Nu stă. Scările sunt agonizante. Producătoare de suferință în jocul ăsta. Piatra ochiului efemer. Hmm.
Ia, trage. Așa. Educator's Shield, ăsta, scutul ăsta combinat cu inelul de regenerare, face parte din build-ul de Paladin. Ia să-i dăm un like băiatul. Și nu se respawnează. Ce capcană pusă să... să fie sigur că te omor. Ia, sunt ăștia. Mă aștept să vină niște pisici să tragă după mine. Golden Bubuz. O schetar de oas. Ăla-i de sigur e cu sabia cu astea, e cine știe, un mare mafiot din Craiova. Numai cu săbii. Și poate să dau, că nu e ca așa la modă, trebuie să fii boss sultan. Nu orice sara care oase dau. Ia du-te în gura, mă. Breaking. Cred și eu să faci zona asta fără magie sau fără ceva de distanțe. Greu. Greu pe puțin spus. Nu știu cum stă boschetarul ăla. Da, nu mergem aici, trebuie să intrăm pe aici. Ta, 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 ta. Mă mir unde n-am văzut asta. Când am venit pe aici, la boss. Putu-s gura mătii cu peretele mătii.
Hai să-l batem pe ăsta și să ne întoarcem la treaba noastră. Să explorăm și alte regiuni. Pentru că am bătut boss-ul, am luat cam tot ce trebuie. Tot ce era de luat din Rain of Thunder. Oho! Ce nesimțit! Plonjează așa, cu săbiile în față. Ah, n-am explorat camera asta. Aparent e loot. Avem loot de luat. Loot de lootat. Bam, bam. Ia să oprim înregistrarea și o să continuăm în video următor, playthrough. Hai că o să fac din asta o parte a doua, pentru că am explorat destul de mult, am terminat cu arbitrarul. Cred că o să merg în următorul video aici. Stonefang Tunnel. Pentru a upgrada arma. În principal, de-aia mergem acolo. Păi bine, guys. Mi-a făcut plăcere. Ne vedem în următorul video. Nu uitați să dați like, subscribe, comment și tot macazul. Mai ales dislike-uri. Cel mai mult dislike-uri. Hai, vă pup, pa, pa.